Tinerii în fața celor două căi ale vieții. Atât viața în căsătorie, cât și cea în feciorie sunt binecuvântate. Părinte, ce trebuie să răspundem tinerilor care întreabă dacă viața monahală este mai înaltă decât cea în căsătorie? Răspuns. Mai întâi trebuie să-i faceți să înțeleagă care este menirea omului și care este sensul vieții. Apoi să le explicați că cele două căi pe care le-a trasat biserica noastră sunt binecuvântate, pentru că amândouă îi pot duce în rai, dacă trăiesc după Dumnezeu. Să presupunem că doi oameni vor să meargă la un loc de închinare. Unul merge cu autobuzul pe drumul principal, iar celălalt merge pe jos pe o cărare. Însă, amândoi au același scop. Dumnezeu, de primul se bucură, iar de celălalt se minunează. Rău este numai atunci când cel care merge pe cărare îl judecă în sinea sa pe celălalt care merge pe drumul public sau invers. Este bine ca tinerii care se gândesc la monahism să cunoască faptul că misiunea monahului este foarte mare. Trebuie să devină înger. În cealaltă viață, în cer, vom trăi ca îngerii, a spus Hristos saducheilor. Matei, capitolul 22, versetul 30. De aceea, unii tineri cu multă mărime de suflet devin monahi și încep viață îngerească încă din această viață. Dar să nu creadă cineva că toți cei care merg la mănăstire se și mântuiesc, numai datorită faptului că au devenit monahi. Fiecare om va da socoteală lui Dumnezeu, dacă și-a sfințit sau nu viața pe care și-a ales-o. Peste tot este trebuință de mărime de suflet. Dumnezeu nu face oameni pricopsiți sau nepricopsiți, dar cel care nu are mărime de suflet, nepricopsit va rămâne orice viață și-ar alege. În timp ce omul care are mărime de suflet se va pricopsi oriunde s-ar afla, deoarece harul dumnezeiesc se află cu el. Există oameni căsătoriți care trăiesc foarte virtuos și astfel se sfințesc. Dacă un familist îl iubește pe Dumnezeu și este atras de dragostea lui, poate dobândi o mare sporire duhovnicească, iar odată cu aceasta își înzestrează copiii cu virtuți, creând astfel o familie bună, pentru care va lua îndoită răsplată de la Dumnezeu. De aceea, fiecare tânăr trebuie să aibă drept scop să se nevoiască cu mărime de suflet, astfel încât să-și sfințească viața pe care o va alege. Vrea căsătorie? Să se căsătorească, dar să se nevoiască pentru a deveni un bun familist și să trăiască în sfințenie. Vrea monahism? Să se facă monah, dar să se nevoiască pentru a deveni un călugăr bun. Fiecare să-și măsoare puterile sale, să vadă ce poate face și, potrivit cu ele, să înainteze pe una din cele două căi. Dacă, de pildă, o tânără simte că nu are tăria necesară pentru a deveni monahie, atunci să-i spună lui Dumnezeu cu smerenie: Dumnezeul meu, sunt neputincioasă, nu pot duce viața de monahie. De aceea trimite-mi un om care să mă ajute să-mi întemeiez o familie bună și să trăiesc duhovnicește. Și atunci Dumnezeu nu o va lăsa. Dacă se va căsători, va face o familie bună și va trăi potrivit cu Evanghelia. Dumnezeu nu va cere nimic mai mult de la ea. Desigur, există tineri de la care Dumnezeu cere puține lucruri, dar ei, din mărime de suflet, se nevoiesc mult și îi oferă mai mult decât li s-a cerut, alegând viața monahală. Unii ca aceștia vor primi îndoite cununi. Dacă, de pildă, un suflet are chemare pentru viața de căsătorie, dar din mărime de suflet vrea să le jertfească pe toate și să urmeze viața monahală, fapta aceasta îl înduioșează mult pe Dumnezeu. Numai să ia aminte ca intențiile lui să fie foarte curate, să nu fie mișcat de mândrie. De acolo înainte Dumnezeu va risipi toate greutățile.